Începând de luna viitoare, autoturismele parcate ilegal vor fi ridicate de angajații Societății de Gospodărire Urbană Ploiești. Cristina Leșchiopu, directorul tehnic al societății, ne spune că s-au început procedurile de achiziție a automacaralei necesare operațiunii de ridicare a mașinilor. Urmând ca în scurt timp consilierii locali să voteze noul regulament pentru această activitate a SGU. Totodată, SGU a reușit să cumpere deja un număr important de utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi. Astfel au fost achiziționate 50 de trimere, 15 drujbe, 45 de secatoare și 10 drujbe mici pentru tăiat la înălțime. Menționăm faptul că este cea mai de anvergură, pot să spun, achiziție de motoulente pe care am avut-o conform majorării de capital pe care a fost dată de către consiliul local. Și să încercăm acum cu multă sădanie să nu mai există aceste întârzieri de intervenții pe domeniul public. Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești a mai cumpărat și 45 de parcometre, angajații de la parcări fiind mutați de săptămâna viitoare la toaletele publice din Ploiești.